Domnule Gabriel Liceanu, venind spre dumneavoastră, m-am gândit și eu cum să abordez cumva nou această carte, Ce gândește Dumnezeu, pe care tocmai ați lansat-o la editura Humanitas. De ce cumva nou? Ce înseamnă nou, cumva nou? Se găsesc o abordare proprie, în așa fel, da. Au mai fost și da, altele. Au mai fost alte interviuri, am urmărit lansarea de la Cismigiu și mi-am amintit, cum spunea bunica mea mereu când voia să-mi descrie un om rău, îmi spunea nu are niciun Dumnezeu. Nu era vorba de niciun politeism aici. Nu are niciun Dumnezeu, aproape cu minusculă, se referea la aspectul moral, la ce are omul în el însuși. Și aș vrea să începem de aici discuția. Cred că v-ați gândit bine, pe mine mă ajută, pentru că, în final, cel mai ușor îmi e să înțeleg entitatea, instanța care face parte din altă ordine decât cea umană, a lui Dumnezeu, exact pe linia asta. În ce măsură ideea de Dumnezeu pe care o purtăm, cred eu, cu toții noi, din clipa în care a apărut pe lume odată cu omul spiritul, această instanță, indiferent că îi se poate proba sau nu existența, personal cred că nu, îi se poate proba nicicum, te ajută să te orientezi în viață în așa fel încât să tinzi către ceva mai înalt decât tine, indiferent în ce direcție. În direcția morală, dorința, nevoia de a face binele, cu măsura ta omenească, îți vine nevoia asta din faptul că te raportezi la un absolut al binelui. Nevoia, când ești creator, de a face ceva frumos, îți vine în măsura în care există un ideal absolut al frumosului. Deci depozitele noastre de absolut, idealurile, cele mai înalte și de neatins, atenție, de neatins, sunt important, nevoia asta este importantă în măsura în care, fără să avem o stea a nordului care să ne orienteze viața și să o ridice dincolo de cotidianul banal, nu se poate face fără ideea de Dumnezeu. Un om care nu are niciun Dumnezeu înseamnă că este un om, e o banalitate, care poate să facă orice. N-are nimic sfânt în el, adică nu se orientează după nicio stea a conviețuirii. Poate să ucidă, poate să fure, poate să facă din conviețuire un infern. De la cercuri mărunte, un om ticălos, obișnuit și rău, până la oameni de care depinde destinul unui popor sau al omenirii și care n-au niciun Dumnezeu putând să omoare sute de mii, milioane de oameni, cum se întâmplă sub ochii noștri azi. Toți acești, ceea ce se întâmplă, de pildă, cu războiul neașteptat care a fost declanșat de o ipostază a răului înspăimântătoare, se face cu un om care n-are niciun Dumnezeu sau care se minte că ar avea unul și acționează în consecință. Deci a nu avea niciun Dumnezeu înseamnă a nu putea să te situezi niciodată dincolo de micul tău eu și să poți să acționezi ținând cont de ceilalți. Ori ideea de Dumnezeu, așa cum o discut eu în această carte, merge în această direcție. Avem nevoie de lucruri pe care, chiar dacă nu le putem împlini, pentru că absolutul nu poate fi împlinit, el ne ghidează către, e asimptotic, cum se spune, mă îndrept către dorința de a fi din ce în ce mai bun, de a face lucruri tot mai bune în folosul celorlalți. Am frumusețat lumea. Lumea nu poate fi înfrumusețată fără un ideal. Spuneți în carte foarte frumos că noi venim cumva pe lume echipați cu Dumnezeu, în acest sens al Dumnezeului lăuntric. Ce se întâmplă cu oamenii? Cum ajung să piardă oamenii acest echipament care vine cumva genetic, în zestrea genetică? Vin pe lume echipați cu Dumnezeu și totuși? A fi echipați cu Dumnezeu
în speță, ce înseamnă a fi echipați cu Dumnezeu? Noi discutăm eu discut în termeni realiști, să spun. Știu că există o evoluție a vieții. Știu că evoluția vieții se face prin complicarea ei de la o viețuitoare, de la o treaptă de viețuire la alta. Ei bine, în clipa în care evoluția atinge stadiul umanului, în speță singurul loc unde apare spiritul pe lume, eu știu că spiritul înseamnă proiecție. Niciun animal de pe lume nu poate proiecta, nu poate explica, nu-și pune întrebări. Niciun animal de pe lume nu trăiește dincolo de el. Ori în clipa în care prin spiritul uman se întâmplă asta, apare acest lucru fascinant. Ajungem să gândim ceva de dincolo de finit, de muritorii care suntem. Și ne putem imagina că există o ființă nemuritoare, un absolut, un necondiționat, cineva care poate a făcut și lumea, cineva care are și o finalitate, care își imaginează, care știe foarte bine încotro merge ea. Din punctul ăsta de vedere, ideea de Dumnezeu sau Dumnezeu până la urmă, pe care eu îl tălmăcesc ca idee care apare odată cu omul pe lume, din acest punct de vedere, deci Dumnezeul, cum e gândit de mine, înțeles cu mintea mea, este situat în interiorul spiritului uman. Lumea se poate întreba, adică cum în interiorul? Noi nu realizăm că așa cum există un infinit cosmic, există un infinit macrocosmic, există un infinit microcosmic. Când Shakespeare a spus infinitul într-o coajă de nucă, a spus ceva ce știința a atestat într-un mod formidabil. În orice om, spiritul lui este inepuizabil, indiferent că îl folosește, că își propune să-l folosească în toate. Nu există toate direcțiile. Toate direcțiile sunt infinite. Deci spiritul e infinit și atunci, fiind infinit, poate să găzduiască infinitul lui Dumnezeu. Aș dori foarte mult să pot să spun cât mai simplu aceste lucruri. De fapt, ideea de bază a cărții este că dacă gândești absolutul sub forma lui Dumnezeu, nu-l poți localiza nicăieri în afara ta, nicăieri. Dificultatea maximă în care se află orice religie când ajunge să dă seama de ea ca formă de cunoaștere este că nu poate localiza zeul niciunde. Unde îl pune de obicei? Zeii greci erau urcați undeva un munte mediocru, cum e Olimpul, dar care pentru ei era susul. Și atunci făcuseră acolo lăcașul zeilor. Vikingii aveau lăcașul lor, al zeilor, unde erau convinși că vor ajunge în clipa în care mor pe câmpul de luptă. Creștinii, la rândul lor, își localizează pe Dumnezeu undeva sus, în cer. În cer. Unde e tronul lui Dumnezeu. Deci se discută în termeni pământești despre lucruri care n-au nicio legătură cu pământul și cu topografia, adică cu localizarea. La un moment dat, într-o discuție pe temele astea cu un prieten, am ajuns să ne certăm întrebând, dar unde îl pui până la urmă pe Dumnezeu? Cât de sus? În Calea Lactee? Deci până la urmă, dincolo de cer, nu e decât cerul. Iar în cer nu poți să pui entități spirituale infinite. Unde poți să pui o entitate spirituală infinită cum e Dumnezeu? Spirit fiind infinit. În spiritul tău există o consubstanțialitate între spiritul uman și spiritul infinit. Nu există nicio consubstanțialitate între nori, cer
și spirit. De altfel mă gândesc că reversul chenozei, da, întrupării lui Iisus Hristos este teandria, chiar și în teologie, adică îndumnezeirea. Da. Chenoza de care ați pomenit e golirea celui care s-a întrupat ca fiul al lui Dumnezeu de toate atributele divine și s-a făcut om ca noi. Iarăși începe aici o încurcătură enormă. Cât de departe se poate goli un spirit infinit, Dumnezeu, de toate atributele? Niciun spirit, întrupându-se ca infinit, n-ar putea să renunțe la divinitatea lui în mod absolut. Bun, răspunsul lor este în afară de păcate. N-are, a preluat atributele umane în afară de păcate. Deci a rămas pur. Exceptând defectele naturii. Eu am încercat să-mi imaginez, pentru că am încercat să-mi explic în termeni, iertați-mă, lumești, pe Iisus, imaginându-mi, asta se numește în știință și în filozofie Gedank, în experiment, un experiment de gândire, imaginându-mi pe Iisus ca un muritor care reprezintă o excepție absolută în sânul speciei umane. În ce sens? Atinge acel grad de genialitate sau, dacă vreți, de divinitate, deci de perfecțiune a unui om care tinde spre sfințenia absolută, pentru că, într-adevăr, este locuit de la, până în toți porii lui, de dorința de a fi îngrozitor de bun, îngrozitor de frumos, absolut bun și frumos, absolut perpelindu-se pentru suferințele oamenilor. Se poate imagina nașterea unui om a cărui viață nu înseamnă altceva decât dorința de a scuti, de a mângâia omenirea în suferința ei. Care e suferința omenirii? Faptul că moare. Noi nu mai știm astăzi, se moare atât de mult în jurul nostru și cu toate astea noi nu ne imaginăm, pentru că nu ne putem trăi propria moarte, ce grozăvie absolută este să te trezești cu neantul tău față în față, să-l privești în ochi. Ori, în imaginea mea, Iisus este omul care a înțeles că întâlnirea unui om cu moartea, adică nedreptatea de a te naște, de a intra în viață cu o condamnare la moarte în buzunar, este suprema cruzime imaginabilă. Știți, o pisică nu își privește moartea în ochi, nimeni în afară de om. Ori asta e teribil. Era mai bine să nu apară omul din acest punct de vedere ca subiect al unei suferințe cumplite. Noi nu aflăm cât de înspăimântătoare e moartea decât în clipa în care o trăim. Oricum, nu o trăim înainte de a o trăi și o trăim mai prin moartea celorlalți. Nu realizăm asta și trăim mai departe ca și cum nu s-ar întâmpla așa ceva. De obicei ascundem moartea, o îmblânzim, îmbălsămăm cadavrul, facem să fie ca nou, ca om în viață care și-a păstrat chipul luminos. Iisus a fost, zic eu, un personaj unic în istoria omenirii care a înțeles grozăvia asta, că e nevoie de cineva care să te ajute să treci, să dispari de fapt și să construiască un mit splendid al speranței. Nu e grav că mori. Uite, sunt lângă tine ca să te ajut. Crede-mă că va fi așa. Cum să vă spun? Am numit asta o minciună albă. O minciună care nu face rău. Care nu face rău. Te iubesc atât de mult încât am să te mint ca să-ți fie bine. Și, sigur, asta se numește un placebo, dar un placebo funcționează, îți ia chinul, te simți bine. Și funcționează în sensul că îl face pe om să funcționeze în timpul vieții, pentru exact. Că gândul morții te poate paraliza și îți poate închide viața. Exact, sunt oameni care n-au suportat treaba asta și care s-au sinucis, au zis, este o oroare să
fiu adus în viață fără să fiu întrebat și trebuind să mor. În aceste condiții nu vroiam. Vezi basmul tinerețe fără bătrânețe. Nu vrea să vină. De ce? Pentru că moare. Ăla este un basm absolut genial și dă o cheie a ceea ce discutăm noi acum. Bineînțeles că în clipa în care teologia înspeță funcționarea unui mit cu o credibilitate bătătorită de-a lungul a două milenii, nu poate fi dislocat. Deci eu nu propun să scriu lucrurile astea imaginându-mi că oamenii vor înțelege că nu e de demnitatea lor să creadă altceva decât e credibil. Să creadă ceva care e de necrezut și nedemonstrabil, complet. Nu. Oamenii vor avea mereu nevoie de asta. S-ar putea ca un intelectual care e format în spiritul liberei gândiri să fie îngăduit să gândească cu mintea lui și să pună termenii acestui mit formidabil, să încerce să-l explice păstrând parametrii realului. Sigur că e o nebunie. Cum să vrei să păstrezi în parametrii realului, adică a ceea ce poți cunoaște și a finitului, ceva care îți propune din capul locului un lucru inexplicabil și pe care nu-l poți crede în urma unei demonstrații, ci îl crezi printr-o inducție de cu totul alt tip, afectivă. Nu fac nicio iluzie că o carte de genul ăsta, care trăiește, preia minunea mitului cristic, al creștinismului, dar vrea să scape de transcendență, de localizarea lui într-o lume care nu poate fi demonstrată. Și să fie despre om, să nu fie despre Dumnezeu, exact. Să fie mai degrabă despre om. Și despre Dumnezeu în măsura în care Dumnezeu a acceptat ca o idee care apare odată cu om pe lume. Deci, în biata mea, teologie, în ghilimele, Dumnezeu rămâne, dar relocat în infinitul interior, Iisus rămâne ca eroul absolut, dar relocat în condiția de muritor care promovează o legendă mântuitoare. În acest fel, ce spuneți dumneavoastră, nu are nicio legătură cu ateismul. De fapt, nu-și pune problema credinței în acest fel. Nu are legătură pentru că eu nu spun nu există Dumnezeu. Spun Dumnezeu există ca idee înăuntru meu. Nu spun eu asta. Asta a spus prima oară, în tut letră, Kant. Vorbind despre datoria morală. Deci Kant a venit... Noi, oamenii în ansamblul lor, nu se pot ghida în viață după aporturile de cunoaștere reale. Problema existenței sau neexistenței lui Dumnezeu a fost lămurită odată pentru totdeauna în urmă cu două secole, când a apărut în 1781 Critica Rațiunii Pure. Demonstrația care s-a făcut pentru faptul că capacitatea noastră de a cunoaște se oprește undeva și că dincolo de acest zid poți să treci prin imaginație și ipoteză, dar nu poți niciodată demonstra că realitățile de dincolo de puterea noastră de a cunoaște există sau nu există. Deci Kant n-a spus nu există Dumnezeu, a spus nu e cu putință demonstrarea nici a existenței lui Dumnezeu, nici a neexistenței. De ce? Pentru că datele, coordonatele în care mintea umană cunoaște, nu mai există, nu mai sunt respectate. Noi avem nevoie de o împletire pentru a cunoaște, orice om, între datele sensibilității și conceptele intelectului care le prelucrează. Dacă se petrece ceva dincolo de această împletire, inaccesibil e total. Deci nu poți să spui, vă spun eu că dincolo e așa. Nimeni nu poate vorbi despre dincolo cu o întemeiere. Nimeni. Ori religia nu poate trăi cu acest adevăr. Și
se supără dacă îi contești povestea asta. Deci rugămintea mea către teologi în această carte este să renunțe la pretenția că prin revelație pot obține o dată certă, un date certe. Nu? Nu, nu pot. Dar nu asta e problema religiei, să fie, să îndeplinească o funcție de cunoaștere a lumii. De 3 secole încoace, mai ales de un secol încoace, cunoașterea adevărată, cea mai avansată, matură, făcută de oameni care își petrec toată viața în laboratoare, care cercetează cum n-a cercetat nimeni pe lume până la ei, aceea ne produc cunoașterea. Teologia, religia nu e chemată să producă cunoaștere, ci educație morală, încurajare pentru momente grele prin care treci. Cei de la... A apărut o carte zguduitoare a Alexandrei Furnea, care... Supraviețuitoare colectiv. Supraviețuitoare colectiv, credea că va fi... Muriseră 65 de oameni și credea că ea va fi a 66-a, că nu va trece peste. Și cartea se numește Cum am jurnal 66 sau da, cum da, am. Da. Și spune cum în momentele de suferință inimaginabile pe care le-au trăit oamenii care au trăit până la urmă sau până au murit acolo, în momentele alea când nu mai era nimic de făcut, când nu li se dădea nimic ca să li se curme suferința, când nu puteau să o curme și când suferința lor făcea cât 10 răstigniri la oaltă, își rostea în gând Tatăl nostru. Deci funcția de suportarea unor situații limită ale vieții și ale suferinței poate să... Deci, sigur că da, nu înțeleg de ce teologii nu acceptă că acestea sunt funcțiile minunate ale religiei. Încurajarea, mângâierea, edificarea ființei morale pe urmele lui Isus. Nu pretenția de a lua locul științei. Da, exact. Slujirea binelui absolut în numele lui Dumnezeu, ca idee absolută a binelui. Și atunci se încurcă îngrozitor, se supără când nu sunt acceptați în dogma din secolul 4 de la Nicea. Când am vorbit despre ziua interviului, îmi povesteați la fel că ați văzut-o pe Alexandra la un interviu, cred că la televiziunea română, în da, care Cătălin povestea cum au intrat preoții, un sobor de preoți, un grup exact de preoți în salon. Care bifa o formalitate. Îmbrăcați ca de pe stradă, într-un loc unde pe un corp ecorșat complet, fiecare microb duce la septicemie. Așa cum s-a întâmplat de altfel. Și, mă rog, le-a dat și a plecat. Și ea spune în această emisiune, la Garanta 100%, că e credincioasă, dar că în clipa aia a simțit cum Dumnezeu din lăuntrul ei, așa a vorbit, Dumnezeul cuibărit în inima mea, i s-a făcut, Dumnezeului cuibărit, i s-a făcut rușine de reprezentanții lui pe pământ. Asta e altă problemă. Cum poți sluji absolutul de pe poziția relativului omenesc? Și cum poți să scuzi, pentru că religia spune, în popor spune așa, da? Fă ce spune da, popa, da, nu, nu asta, ceea ce face asta el. Asta e îngrozitor, uh-huh. Da. Sau, mă rog, se înțeleagă că idealurile nu sunt incorporabile. Că preotul îl are pe har în el, chiar dacă zace beat în șanț după da, nu. Imaginea. Nu, preoția este împreună cu medicina și cu profesoratul sunt cele trei profesiuni vocaționale. Deci nu le poți face decât dacă te duci cu toată ființa ta acolo. Dacă sunt medic și am depus jurământul lui, voi sluji binele pacientului, curmarea suferinței lui, până la capăt. Îl slujesc până la capăt. Mor la secția de reanimare ca să-l scot din grozăvie, din moarte. Și mulți medici au scos oameni din moarte, s-au dăruit încă 2-3 decenii de viață.
Asta nu se poate face dacă te duci acolo cu cinism, cu cruzime, cu lipsă de empatie, cu ce s-a întâmplat cu monștrii din secția cu pricina, care erau toți ținuți de omerta, de imperativul tăcerii. Nu spuneți ce s-a întâmplat aici. Avem de toate. Avem de toate. Omul ăla, ministrul sănătății de atunci, Bănicioiu, are pe conștiință omorârea a zeci de oameni. În loc să ceară ajutorul, să-l accepte ajutorul oferit, politic dădea bine să spui noi, guvernul nostru, partidul nostru, PSD-ul cred că era, avem de toate. Mai bine să moară aici cu avem de toate decât să-i... Bun, profesorul e la fel, e un om care își dedică viața crezând că natura umană, sub forma copilului care e în fază de formare, poate fi modelată. Și pentru asta poate trebuie să facă orice. La fel preotul. Evident că nu poate fi, când Iisus în Apocalipsă îi judecă prin intermediul lui Ioan, trimițând prin Ioan vorbă către îngerii celor șapte cetăți, comunități creștine, când judecă pe cei care, pe credincioși, mireasa, biserica, așa cum a lăsat-o și a înființat-o prin apostolii lui, își dă seama și are dreptul să o judece pentru că o face poziția divinului, absolutului. Dar are de a face cu niște muritori. La un moment dat, când l-am întrebat pe un mare prelat, cum explică toate crimele, ororile făcute de slujitorii, de reprezentanții lui Iisus și a lui Dumnezeului creștin pe pământ, mi-a răspuns corect. Ce vreți, domnule Cutare, suntem și noi căzuți. Suntem și noi căzuți. Se pune problema cât de jos ai voie să cazi și să continui să spui sunt preot. Mă gândesc la Biserica Rusă, acum e un exemplu sigur extrem, dar acolo avem preoți care vorbesc despre serafimii nucleari, care binecuvântează arme nucleare și care binecuvântează niște crime odioase. Patriarhul cu pricina își dă binecuvântarea pentru război. Și spune, da, e un război foarte bun, hai băieți, duceți-vă. Ce slujitor, cât de căzut e? Poți să fii căzut până la nivelul ăla? Poți fi căzut până acolo încât să intri într-o mafie care dă permise de conducere? Cum a existat la noi? Și așa mai departe. Asta nu înseamnă că în toate aceste meserii vocaționale lucrurile nu se împart între bine și rău, între oameni excepționali care slujesc idealul, uneori încercând să-l atingă, și cu unul dintre colegii noștri, prietenii noștri, a reușit să-l scoată din moarte în COVID, Cristian Pătrășconiu, preoți care au făcut lucruri extraordinare, care fac... Eu mă gândesc până și la Andrei Scrima, care da. A făcut... Da, deci preoți care au pus pe picioare cămine de bătrâni de 200-300 de persoane. Da, asta a fost o mare problemă în biserică. Cine poate primi până la urmă harul cu adevărat, purtându-se ca cel mai din urmă muritor? Și problema prin care pretinzi că harul subzistă în pofida... Nu, asta e o enormitate. Păcatelor umane. Astea sunt povești de genul sihaștrilor noștri care aveau o mare priză la enoriași. În sfârșit. Dumneavoastră, atunci când vorbiți despre Dumnezeul relocat în interior, faceți legătura cu oamenii care au destin. Pentru că în măsura în care poți să-L confirmi pe Dumnezeul din interior, poți să ai acces, să ai destin, să nu ratezi un destin. Cum rămâne însă, și o întrebare, m-am gândit zilele astea, am tot pus întrebarea. Destinul nu e legat numai de prezența lui Dumnezeu în tine, ci e legat exclusiv de libertatea oamenilor de a decide într-o direcție sau alta. Poți să decizi să faci război cu un popor, să-l invadezi. Putin are un destin sinistru,
și l-a dat singur. Deci nu are nicio legătură cu binele și cu celelalte și cu... Are legătură mai cu libertatea noastră, destinul. Ce anume îmi fac cu mâna mea? Și ce anume fac din viața mea prin hotărârile pe care le-am luat de-a lungul ei? Da. Spuneți acolo într-un loc că putem admite că există destinul unui popor, dar care se referă de fapt la destinele individuale. Totuși, din istorie știm că binele rare ori sau deloc este majoritar. Cum reușește un popor să confirme un destin bun în prin, acest... Prin oamenii cărora le-a pus în mână poporul cu pricina sau istoria sau întâmplarea, le-a scos în prim plan, adică le-a dat un conducător, un decident la nivelul poporului care funcționează pozitiv. Deci, exemplul meu preferat este Carol I. Deci, depinde pe ce mână te lasă istoria. Pe mâna lui Carol I sau al lui Ceaușescu sau al lui Gheorghe Udej, dacă vorbim de istoria noastră. Deci, în clipa în care personalități de tipul ăsta, care au acces la deciziile mari ale vieții unui popor și prin deciziile lor le fac, dau poporului respectiv un destin măreț. Spirul Haret a fost un personaj care a pus poporul român pe picioare prin educație. Davila, care a pus bazele medicinii și unui sistem sanitar în România uluitor. Ce s-a întâmplat la sfârșitul secolului XIX cu noi e aproape, ține de miracole, inexplicabil. Ce șansă ne-a dat istoria de a veni cu un buchet, cu un pachet de conducători, de decidenți care au slujit binele tuturor, care le păsa de țara asta. Carol I iubea poporul român cu toată ființa lui. Dar ce te face atunci când mecanismul social nu ajunge să ridice spre vârfuri oamenii aceștia excepționali? Deci, soarta ne-a ajutat atunci ca să se petreacă venirea lui Carol în România, așa, nu alegerile democratice. Atunci depinde în mare măsură de ce educația este calul de bătaie infinit al oricărei ameliorări sociale. Pentru că e în stare să creeze o majoritate înăuntru poporului, îndeajuns de luminată, de educată, pentru a-și înțelege binele. Și a da puterea, în speță, a lăsa viața lor, a se lăsa reprezentați pe mâinile unui personaj care nu-i va înșela. Ori democrația, care e o minune ca ideal, și ea e un ideal, dar care nu poate fi întrupat în tocmai, pentru că noi alegem fără să știm de fapt, fără să cunoaștem parametrii personajului ales. Noi nu știm dacă ne minte sau nu. Într-o cetate greacă, oamenii se cunoșteau toți între ei și în cantoanele elvețiene. Dar în rest, când îți apare un personaj cu un discurs minunat, România educată. Eu când am auzit asta, România educată, am zis, Doamne, în sfârșit apare un om care înțelege de unde trebuie pornite lucrurile. Pentru că dacă nu ai cărămizile bune pentru clădirea națiunii, nu faci nimic. Și am zis, ăsta e, România educată. Și totuși plagiatul e în interiorul României educate. După care ne-am dat seama clar că am fost mințiți în cel mai ordinar fel. Ni s-a aruncat pe masă un meniu cu feluri delicioase și înăuntru nu era nimic. Nu? Murim de foame din punctul de vedere al educației. E la pământ. Deci nu, nimeni nu-l cunoaște. Aia din jurul lui îl știu pe viitorul președinte. Dar poporul larg, mașinile de propagandă, de publicitate de azi, pot să facă președinte din oricine. Nu? A existat unul din magnații ruși până în 1990 și care a spus, eu dacă vreau avea acces la toate mediile, pot să fac și un cimpanzeu să fie ales. Deci acolo suntem, asta este drama specii umane. Trăiește în idealuri, dar nu le poate atinge. Ele se degradează în diferite feluri în clipa în care se confruntă cu realul.
Și în felul acesta ajungem la Putin, care, dacă ne gândim foarte bine, nu este un jucător de șah. Știți, este un... e important, pentru că ați trecut la treaba cu destinul. Eu am vrut să fac acolo o distinție pe care, la care țin foarte mult, pentru că mi se pare că e făcută oarecum în premieră. Adică nu oarecum, chiar e. Oamenii nu disting între soartă și destin, le folosesc indistinct. Ori, diferența dintre ele este enormă. Viața oricărui om este o împletire între soartă și destin. Adică, între soartă, lucrurile pe care, care ți se întâmplă și care nu depind de opțiunile tale, boală, ci de libera război, ta alegere. Catastrofele, accidentele, bolile, teroarea istoriei care vine peste tine și te strivește, ăstea țin de soartă. Soarta noastră, când a venit comunismul peste noi, a fost soartă. Viețile noastre n-au mai depins de ce vroiam noi. Nu? Ni s-a impus. Ni s-au impus niște găși sinistre, de criminali, de mafioți, de indivizi care ne-au terminat istoria și viața. Nu depindea de noi. Deci toate lucrurile care nu depind de noi, care țin de întâmplare, fac parte din soarta noastră. A fost soarta, a făcut să îmi rup piciorul căzând din autobuz. Asta n-am vrut. În schimb, toate secvențele vieții noastre care țin de alegerea mea liberă și care se poate exersa ca alegere liberă, îmi fac destinul și în acest sens sunt răspunzător pentru viața mea. Nu poate cere nimeni socoteală că a venit un călău peste mine să mă conducă. Nu că trăiesc sub Stalin, sub Mao, sub Hitler și mai departe. Nu, nimeni nu poate să mă facă răspunzător pentru asta. În schimb, mă poate face răspunzător că mi-am ales prost partenerul de viață, că m-am hotărât să merg către o meserie care nu mi se potrivește. E o întrebare limită, dar mă poate face cineva răspunzător dacă eu trăiesc într-un regim pe care îl știu ca fiind rău și eu am capacitatea mai mare decât altor oameni să-l văd așa și totuși nu-l denunț? Cazul concret de astăzi, sigur, este cazul, să zicem, al intelectualilor ruși de astăzi. Nu, iarăși lucrurile sunt relativ simple dacă le gândești tacticos. Noi am trăit înainte de 90 sub un regim totalitar, deci care decidea pentru fiecare segment al vieții tale. Însă, nimeni nu poate să facă responsabil pe români, pe ruși, să zicem, sub Stalin, că nu puneau mâna pe ce. Din moment ce erau perfect reprimabili. Sistemul și totuși, înăuntru lor, nu cred că în vremea lui Stalin, dar după aceea, înăuntru lor apăreau personaje care spuneau mai bine mor decât să fiu obligat să trăiesc în această umilință continuă. Să mi se spună ce să mănânc, ce să citesc, ce am voie să văd, unde am voie să merg, că n-am voie să trec dincolo de granița asta, așa mai departe. Doina Cornea a fost la noi un exemplu de acest tip. Ea n-a făcut lucrurile decât ea în discuție cu Dumnezeul ei din interior, de adevărat. A stat de vorbă, mi-a spus, 10 ani cu infinitul ei interior ca să capete curajul să spună, trebuie să-mi revendic cel mai înalt lucru pe care îl are un om, care e libertatea lui. Și s-a apucat să stea de vorbă cu un firesc desăvârșit, cu Ceaușescu. Cum stă de vorbă un reprezentant cu un reprezentat. Și să-i spună, nu crezi că e mai bine să faci așa? De ce ne chinui în felul ăsta? Hai, fă mai bine așa. Dar astea sunt excepțiile. Da? Și atunci, sigur, discutam de colectiv. Acolo a fost legea tăcerii. O asistentă a dat interviu la un moment dat. Și spune atât de frumos, m-am eliberat. M-au dat afară imediat. Imediat m-au dat afară după ce am vorbit prima oară și am spus ce se întâmpla cu adevărat acolo. Dar eu nu sunt ca voi, voi putea, n-am fost ca ei, voi putea spune copiilor mei. Și m-am simțit bine. A fost colosal. Nu-mi pare rău, nici că... Deci asta înseamnă să-ți faci destinul. Când ai o marjă de libertate sau când nu ai niciuna și totuși te comporți ca un om liber, îți faci un destin măreț. Și în ce măsură oamenii aceștia, e ultima întrebare, cu destin măreț, pot
început să ridice un popor care a căzut. În ce măsură, de pildă, dacă femeia din parabola lui Dostoevski chiar ar fi fost scoasă pe firul de ceapă sus înspre rai, cei de jos din iad care s-ar fi agățat de ea chiar ar fi avut și ei o șansă? Poți să-i mântuiești pe alții prin comportamentul tău? Asta e întrebare. La noi treaba asta s-a cam pierdut. Deci noi nu ne mai facem, nu ne mai comemorăm, nu ne mai onorăm eroii. N-avem cultul memoriei. Nu. Cea mai mare fericire a mea acum ar fi să reușesc să fac un grup statuar pentru Monica Lovinescu și Virgilie Runca. O mare fericire a mea a fost să reînviu memoria școlii de la Păltiniș, urmând proiectul lui Noica de a face o școală de înțelepciune. Cea mai mare fericire a vieții mele, evident, a fost să pot să pun pe picioare Humanitas. Deci ceva care, după cum s-a spus, dacă n-ar fi existat, România ar fi arătat altfel. Cea mai frumoasă vorbă pe care am auzit-o despre povestea asta. Astea sunt lucruri care îți dau un destin și te fac să mor mai împăcat, să treacă în prim plan nu doar păcatele tale, ci și lucrurile bune pe care le-ai făcut. Actitorii e un cuvânt formidabil. Și care contează mult și pentru restul țării. Vă mulțumesc tare mult! Și eu!